Marian Vanghelie și-a depus candidatura ca independent la primăria sectorului 5. El se laudă cu susținerea mai multor partide, dar a refuzat să spună care sunt acestea. Vanghelie spune că a luat decizia de a candida după ce mai mulți profesori și directori de școli s-au plâns de condițiile din învățământ. Marian Vanghelie a fost condamnat în primă instanță la 11 ani și 8 luni de închisoare pentru abuz în serviciu și luare de mită. Candidez ca lider independent, susținut de mai multe partide din România. Și am să plec de la ideea ce a zis în 1946 Titel Petrescu. Fără securiști, fără trădători și o nuanță nouă pentru anii 2024, fără prăduitori. E o formă mai plastică, dar dumneavoastră sunt sigur că o să găsiți în dicționar și o să știți să o explicați românilor. De ce este nevoie de aceste lucruri? Pentru că suntem într-un moment atipic și sper că România să poată să depășească această etapă. Sunt sigur că o să scăpăm de acei securiști trădători de țară. Și nu vi dau numele lor acum, aici nu vă plictisesc. O să mă vedeți și diseară la televiziune din România și o să explic exact cu ce au făcut și ce trebuie să se întâmple.